În noaptea de 31 ianuarie spre 1 februarie, un autoturism în care se aflau 4 persoane a fost lovit de un tren, pare să din cauza unui derapaj în județul Timiș. Există martori care susțin că mașina a derapat înainte de trecerea peste calea ferată, la ieșire din comuna Lovrin, iar șoferul în vârstă de 30 de ani nu a mai reușit să evite impactul cu trenul. Toți cei 4 ocupanți ai mașinii au suferit leziuni multiple, iar unul dintre aceștia a avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi descarcerat. În tren se aflau doar 3 persoane, printre care mecanicul, un controlor și un pasager. Un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă a fost deschis deja de către polițiști.